Chemat ca să purtați steagurile noastre peste hotarele unde frații noștri vă așteaptă cu inima plină de nădejde. De-a lungul veacurilor, un neam întreg vă va binecuvânta și vă va slăvi. La 27 august 1916, la Viena s-a prezentat declarația de război a României, în care se degaja dreptul poporului român de a lupta pentru eliberarea provinciilor istorice ținute cu forța în cadrul monarhiei habsburgice și de a asigura unirea acestora cu patria mamă. Intervenția trupelor germane schimbă soarta luptelor. După înfrângerile din Ardeal și Dobrogea, armata română este obligată să se retragă. Pe 5 decembrie 1916, Bucureștiul cade și mai mult de 70% din teritoriul țării este ocupat de inamic. Deși învinsă și dezorganizată, primăvara lui 1917 găsește armata română pregătită pentru o nouă înfruntare. Nu vom putea învinge atâta vreme cât de o parte este puterea străină de interesele prostimii, iar pe de altă parte este mulțimea, indiferentă la orice. Bineînțeles, în afara durerilor proprii. Oprește! Soldat, vin aici. E surd? Cum te cheamă? Nu sunt, dar nu știam cine vorbiți. Mai vezi pe cineva prin prejur? Nu, nu sunt decât eu cu mine, bag seama. Adică eu vorbesc singur? Nu, dacă dumneavoastră mă cunoașteți, înseamnă că eu sunt. N-are cum știa altul. Ești bet, ca... Că nu spuneți porc. Porcii nu-s beții. Nu știi să stai drepți? Știu, dar nu acum. Ce fac, soldat? Că mișcă pământul și nu-l pot opri. E rău, omule, e rău. Mie spuneți, omule? Da, ție. Mulțumesc. Bine că nu mă credeți, bou. Mie îmi spune Gheorghe, Vasile, Dumitru, Lisandru. Lumea îmi spune Ion Gheorghe Purici. Da, dumneavoastră, puteți să-mi spuneți Ionel sau Ghiță. Gheorghe Purici, ai auzit de generalul Averescu? Acum sunt cam tulburat, nu mi-amintesc. Dar, dumneavoastră, ați auzit de soldatul Gheorghe Purici? Da. Eu sunt. Soldat Gheorghe Purici. Pune-te în ghiță. Cum trebuie să arate soldatul român? Soldatul român trebuie să arate ca țăranul român când îi trează. Tu acum ești trez? Sunt, nu dorm. Numai că îmi zicesc că stau de vorbă cu un om care se crede că e general. Ești beat, român, ghiță. S-ar putea să vă cam turbui, dar am motive. De data asta te iert. Știi de ce? Pentru că așa am vrut dumneavoastră. Nu, pentru că anul trecut, la flămândă, mi-ai salvat viața. Toată floarea cavalerii români a căzut la flămândă. Din cauza unui general. Și crezi că era vinovat? Nu știu, generalii au rolul să trimită lumea la moarte. Ai copii? Ai nevastă? Am doi copii, dar nevastă n-am. Dă-i drum. Că-s din flori. Bă, ghiță, eu cred că m-am bătat în robotatul. Thank you.
ce-i? Fritz, domnule general, nu reușesc să trec autosanitară și o am de dus pe Ecaterina Teodoru urgent la spital la Iași. Adu-o la mine, mașină. Haideți, mă, hai, hai! Targa, aduceți targa! Acum e mult mai bine. Mi-au făcut o injecție cu morfină. Ia-o, dușcă. Îți prinde bine. E bun? Coniac franțuzesc. Nu ți-e greu pe front, singură, găfată? Am obișnuit. E bine. Da, de moarte. Nu ți-e frică? Nu de moarte, ci de frica morții. Durerea cea mare în fața morții este, cred eu, că pleci fără a te putea lua cu tine. Nu m-am gândit la asta niciodată. Dacă vreodată ai nevoie de ceva, mă cauți fără ezitare. Am niște mănuși. Sunt prea mici. Sunt noi, evrei. Mulțumesc. De ce te uiți așa la mine? Voiam să văd... Ce anume? Dacă aveți vată în urechi. Așa se spune de mine? Mhm. Ai o strălucire ciudată în ochi, Cătălină. Un compliment, domnule general? Se spune că toți soldații sunt îndrăgostiți de tine. Da? Mie nu mi-au spus. Și dacă o vor face când toți vom fi îngeri, e prea târziu. Domnule general, îmi dați mie o dușcă? Să nu mă uitați, domnule general. Mulțumesc. Salut. Unde îl găsesc pe domnul general Crăincianu? E urgent. Ești, domnule capitan. Dar vă rog să așteptați. E cu fiul său. Pot să fumez? Sigur, poftiți. Unii din prietenii tăi consideră că poporul român nu-i merită atât sunt ei de uriași. Niște imbecili, ăștia pot băga oricând țara în bucluc. Te gândești la colonelul Sturza, nu? Dacă te-ai gândit la el, probabil că și eu tot la el m-am gândit. Să știi că e o minte aleasă, tată. O inimă de jigodi. Mă rog, asta e impresia mea. Vrei să renunți la prietenia lui? Treaba ta. Dar n-aș vrea să te văd murind în locul lui. E un om drept, tată. Care urăște impostura politicienilor. Ba chiar și unor ofițeri. Poate. Ha. Și eu am studiat în Franța, tată. N-ai încredere nici în mine? Uneori, n-am. Și cine gândește prea mult, e laș. Tată, eu nu cred că o țară moleșită ca a noastră poate deveni eroică împinsă doar de vorbe mari. Fiule, eu aștept de la tine fapte mari. La ultima noastră întrevedere mi-ai spus că buruienele nu se suportă una pe alta. Era o metaforă. Să presupun că sunt rege peste o adunătură de trădători și incompetenți? Nu eu am spus asta, sire. O spun francezii și rușii. Dar ai gândit? De ce le luați apărarea? Și Dumnezeu iubește pe oameni. Dintre care mulți sunt ticăloși. Îi iubește pentru că sunt opera lui. Dumnezeu e un artist, sire.
Și eu ce sunt? Un neamț care nu s-a născut român și nu va fi niciodată român? Orice om are dreptul să fie mândru de istoria neamului său. Te uiți la mine ca la un rege pribeag, fără țară. De 3 ani de zile, n-am construit în țara asta nimic românesc? Ba da. Tot săpăm în pământ morminte. Pentru cuvintele astea ar trebui să te arestez. Ei bine, eu te voi decora. Pentru sinceritate. Țara e înjosită de rușii de francez, majestate. Averescu mi-a spus că România este ținta unui complot. Forțe din est și din vest vor să ne șteargă de pe harta Europei. Voi avea nevoie de tine, prințe. Pentru merite deosebite îi se acordă prințului Sturza Ordinul Steaua României. Servesc patria. Felicitări. Prințe, felicitări. Majestate, e o mare bucurie. Felicitări, prințe. Să știi că mă bucur pentru prinț. Merită, nu-i așa? O să primești multe felicitări, prințe. Am destui prieten, domnule general. Mă bucur că o să fie o pacoste pentru ei. Astăzi aveți un umor teribil. De altfel, niciodată nu m-ați prețuit. N-am avut motive. M-ați suspectat mereu. N-am știut de unde să te apuc. Ești lecos. Ca un șarpe. De altfel nu mai are nicio importanță. De astăzi ți-am luat comanda diviziei și te-am mutat la armata întâia. Aha. Cred că lucrurile se precipită. Faptul că Averescu mi-a luat comanda diviziei pe care tocmai am primit-o este un semn care mă obligă la acțiune imediată. Am înțeles că veți primi o nouă comandă. Reorganizarea unei divizii dincolo de Prut pe teritoriul Rusiei? Niciodată. Dacă aici rușii se poate cumoști, ce se va întâmpla când vom fi pe teritoriul lor? Vom fi tratați ca prizonierilor. Eu cred că trecând de partea germanilor, vreau să stăm la puterilor centrale. Putem recuceri Basarabia și putem scăpa de ruși. Deocamdată altă soluție nu văd. Și ce facem cu angajamentele luate față de Franța și Anglia? Ce facem cu onoarea noastră? Dragul meu, te-am mai spus. Eu cu patriotismul mai presus de onoare. Interesul nostru este acum alături de germani împotriva Rusiei. Eu te voi urma, prințe. Probabil și o bună parte a regimentului meu. Dar ceilalți? Am încercat pe la tractă generalul Ieremia Grigorescu. Mi-a răspuns că numai un nebun se poate gândi la așa ceva. Deci, deocamdată sunt în singur. Dacă planul meu va fi aprobat de germani și tu mă vei urma, atunci sunt sigur că acesta va fi semnalul. Ai îndoieli? Sunt ceva probleme de conștiință, dar nu-ți face nicio grijă, prințe. Te voi urma. Te voi urma din cea mai adâncă convingere. Am suferit destule umilințe pentru dreptul pe care mi l-am asumat de a gândi și de a spune ce gândesc. Știți cumva unde mergem? Azi îl execută seara. Pe cine? Pe dânsul locotenentul lui, ăla înalt și slab. Am auzit pe domn colonel spunând că e vinovat. I-au pus în cârcă ordinul de retragere. Pe când el avea consens să țină oamenii pe loc. Și asta e atât de grav? Dacă îi spun, așa o fi. Numai că eu cred că a salvat viețile oamenilor. Care e? Șeful tău și al meu. Care tună și fulgeră după cum îl taie capul. Nu vorbi nedrept că e om bun. Dracu-i rău. Și are familie? Cine, mă? Domnul locotenent. Da. Cică are 6 frați și toți pe front. Și am 6 frați și toți pe front și... Am onoarea să vă salut, domnule colonel. Vă așteptam. Credeam că s-a întâmplat ceva. Mai stai, tu credeai că mă pot răzgândi? Drumul e de bine. Deciziune. În numele legii și al maestății sale regelui, Curtea Marțială Armatei a II a declarat pe sublocotenentul Grigore Ciulei culpabil de înaltă trădare. În consecință, Curtea Marțială, făcând aplicațiunea articolului 232 și 210 din Codul Justiției Militare, l-a condamnat la pedeapsa cu moartea și degradare militară. Maestatea sa, regele, a respins cererea de grațiere. Lângă împrejur! Oh,
iertate să-ți fie păcatele tale în numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Plânge. Gura. Vitare, credincioane. Vitare, domnule. Am nevoie de oameni hotărâți. Ăsta nu o să mai îmbătrânească. Ce ai, mă, cu el? Dar n-a salvat viața. Poziția pentru tragere luat? Încărcați? Optiți? Capitane Polifoniade, dumneata n-ai fost dat afară din armată? Ba da, la începutul războiului. Presupun că pentru invidia unora dintre calitățile dumitale militare, nu? Dumneata l-ai părât pe ciulei colonelului Sturza, când a vrut să lupte pe înălțimea Mămâia, ordonă retragerea. De unde știai dacă n-ai fost acolo? Ești cititor în stele? Nu. Vroiam să-i dau prilejul colonelului Sturza să găsească în fața generalului Averescu un țap ispășitor. Ești cinic, Polifoniade. Păcatul e greu ca trufia. Voiam să mă satur de glorie. Mă duc să mă piș. Am spus că mă duc să mă piș. Polifoniade. Te-ai certat cu Ciulei cu două zile înainte? O simplă ciorovăială. Minți! Ți-a dat un picior în cur. Te-a făcut ticălos. Da. De unde știa Ciulei că ești ticălos? Ticăloșia, ca și ciuma, este un fel de întruchipare a morții. Vedea pe mine că sunt un ticălos. Du-te, ștepișa. Mi-a trecut. Știi că poate fi împușcat? Domnule locotenent colonel, m-a luat la mișto. Adică n-am înțeles. Ca un semn al patriotismului meu, voiam să asist la execuția lui Ciulei pentru că m-a jignit și mi-a dat un picior în cur. Ați auzit, domnule colonel? Polifroniadi, du-te și fă-ți nevoile. Mă duc. Și tu ăsta e un netrebnic. Este. Dar uneori netrebnicia lui poate fi de folos. Ionică! Băi, Ionică! Să le fie și lor bine. Vă sărut mâna tuturor, soldat. Băi, Ionică, n-auzi? Băi, Ionică, vezi că pleacă prințul. Ia-ți echipamentul și hai. Tocmai am scris o scrisoare, doamnă învățătoare. Bine, hai, lasă! Doamnă învățătoare, eu sunt bine și am ajuns pe front. Sunt ordonanța prințului colonel Sturza, comandantul divizia 8-a. Haide, haide! Mă simt tare mândru și îl însoțesc peste tot. Am văzut pe majestatea sa regele și pe regina Maria. Am fost la câțiva pași de domniile lor. Domnul colonel este un om grozav și se poartă frumos cu mine. Ce mai face mama și tata? Vă rog, respectuos, să le spuneți că mi este bine ceea ce le doresc și lor. Haide! Imediat. Sandu, le pune-te, rog, la curier. Ia arma. Da, da. Stânci la 100 de metri în pădure. Între ore 10-10.30. Fii fără grijă, Pințe.
Voi fi acolo. Locotenent Bogdan, brigada a 7-a mixtă. Am fost anunțați că doriți să vedeți terenul. Mersi, dragule, mi-amintesc de tine. Suntem gata să vă însoțim. Vreau să fiu însoțit doar de oamenii mei. Vă rog. Să nu riscăm să fim observați. E în ordine, poți să rămâi aici. Am înțeles. Să ești mai name. Ce faci, idiotule? Arunca arma. Totul e aranjat. Alles in Ordnung? Jawohl. Ionele! Prinz, seid willkommen. Marschall Mackensen erwartet Sie. Gott mit uns, Leutnant. Bitte. Halt! Zu Befehl. Schranke hoch. Locotenent Erwin Rommel. Prinț, să permiteți-mi să vă conduc la mareșalul von Mackensen. La dispoziția dumneavoastră, domnule locotenent. Poți să fumezi? La noi, fumatul în automobil este interzis. Este că se poate clar că nu mă agreați. Țin să vă precizez că fac parte dintr-o familie nobilă, care a condus cândva această țară. Sunt germanofil și am făcut școala de ofițeri ca și dumneata în Germania. Mobilul acțiunii mele nu este de interes material, ci din turburare sufletească și din convingere. Prefer să pierd războiul alături de Germania decât să-l câștig alături de Rusia. Știu câte ceva despre familia dumneavoastră, domnule colonel. Că tatăl meu a fost prim-ministru și că într-o seară a cerut să fie dus la mitropolie crezând că e Paștele. Poate că biserica împodobită cu lumânări și icoane era o presimțire a paradisului. În capul tatei, da. A fost dus apoi la Viena și doctorul ar fi spus: ferice de țară condusă de un nebun. Problema cu mine e cu totul alta, domnule locotenent. Prinse, ca militar de multe ori luptăm în acțiuni ce nu sunt întotdeauna drepte. Pentru un civil sau un politician totul este posibil. Ca militar însă, când faci o acțiune politică și nu-ți reușește, există o singură soluție. Pot ajuta cu ceva? Vezi de drum, nene. Unde o fi căzut?
Am pușcat un colonel român atunci când a fugit la nemți. Cine a fugit? Colonel. Cum, doamne? El era ordonanț. Sunt 6 frați. Adică au fost. El e primul care cade. Dumnezeu să-l ierte. Doamne Dumnezeule, nu ne părăsi. Nu ne lăsa singuri în noaptea asta fără sfârșit, pe care moartea a aruncat-o peste noi. Îngerul la printre stele, nopțile spustii, tu te-ai dus pe totdeauna și n-o să mai fi. Odihnească-se robul lui Dumnezeu, Ionel Aileni, fratele nostru drag, în loc luminat, în loc verdeat, amin. Atacul principal va fi dat pe centru la fundena Muloasa. Vom pune la dispoziția domnului general von Morgan 4 divizii și una bulgară. Repet, victoria este absolut necesară, permițând transportul unor trupe pe frontul de vest, unde ne aflăm în dificultate. Cred că revoluția din Rusia va fi un nou aliat al ofensivei noastre. Rommel? L-ai adus? Da, domnule mareșal. Și? Ce impresie ți-a făcut? Cred că în România nu există tradiție militară în rândul nobilimii. Mă îndoiesc că un astfel de personaj ar putea convinge armata română să treacă de partea noastră. Am primit un telefon chiar de la maestatea sa imperială, Carol de Austria. Trebuie să primim ca pe un oaspete de seamă. Nici eu nu cred în autoritatea lui, dar suntem obligați să încercăm. La nord, Polonia catolică, la sud, România, țară latină. Singurele stabile împotriva rușilor. Herr Mareșal? Fii binevenit, prințe. Se priți, domnule general. Ce s-a întâmplat? Deci se confirmă. Sturza e un trădător, atecului inamic. Ceea ce mă miră, nu e atitudinea lui, ci a germanilor care se pare că i-au făcut o primire deosebită. Înțeleg să recurgi la orice mijloace, dar asta e prea mult și pentru nemți. Altceva. Astăzi, în jurul orei prânzului, a fost prins în sectorul divizia 8 a punctul Paltin, locotenent colonel Crăinicianu cu un sac de manifeste. Și-a mărturisit că s-a întâlnit între linii cu colonelul Sturza. L-au demascat sergentul și patrula care l-au însoțit. Vreau să-l văd pe Crăinician. Luați legătura telegrafică cu Teicăsul Cereanu. Culmea, domne, întâi un colonel cu sânge de prinț și acum fiul unui general, fost ministru de război. Ce să mai zică soldații? Urcă! Să ține singuri.
ce te-a apucat, domnule? Domnule general. Cum explici faptele dumitale? Mă cunoașteți de când eram copil. Cum puteți crede că eu aș fi putut să... Cum adică? Încerci să negi ceea ce este evident? Mă prostești? Am venit la un bărbat care trebuie să justifice faptele sale. Domnule, nu la un oarecare. Domnule general, vă rog, a fost o faptă necugetată, o copilărie. Dar eu știu că dacă dumneavoastră doriți, aveți putere să nu dați urmare la ceea ce s-a întâmplat. Intră. O telegramă de la domnul general Crăinicianu. Citește. Domnule general, între patrie și fiul meu nu ezita în face datoria față de patrie. Hotărâți ceea ce vă dictează datoria. General Grigore Crăinicianu. Asta e culmea. Deci el crede că am nevoie ca cineva să-mi aduc aminte cum trebuie să-mi fac eu datoria. Ei bine, atunci am să fac ceea ce trebuia să facă el ca tată și ca fost ministru de război. Domnule locotenent colonel, îți acord o ultimă șansă. Fă singur ceea ce a rămas de făcut. Domnule general, dar nu există nicio dovadă împotriva mea. Există. Cele două caiete ale lui Sturza, uitate lângă cadavrul ordonanței, soldații și cu sergentul care te-au însoțit la întâlnire. Dacă fac acest gest, înseamnă că îmi recunosc vina. Am familie, domnule general. Am doi copii. N-ai știut acest lucru atunci când ați plănuit faptele? Nu pot. Nu pot. Îl dai pe mâna curții marțiale. Nu pot. Aici nu e vorba de o dezerțiune, ci de o trădare de patrie. Făcută cu premeditare și calcul. Am să cer pedeapsa capitală. Nu pot. Ce altceva mai zice și mi-a zis? Pământ ești și în pământ vei merge. Domnul l-a făcut pe om din pământ și iarăși l-a întors în pământ. Domnul și Dumnezeu și Mântuitorul nostru Iisus Hristos, cu harul și îndurări iubirii sale de oameni, să te ierte pe tine, fiule Mircea, să-ți lase ție toate păcatele, iar eu, nevrednic, preot și duhovnic, puterea ce mi-este dată, ier și te dezleg de toate păcatele tale, în numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Soră! Fără gemete, fără urlete, vine regina! Majestate, este un locotenent de artilerie. L-am operat azi noapte. Rănit la cap și la plămâni. Facem tot ce putem să-l salvăm, majestate. Soldat Ghineion, rănit la mănăstire. Ești însurat? Ai copii? Am trei, Maria ta. Și nu știu dacă îi voi mai vedea vreodată. Te vei face sănătos și vei pleca acasă. Sublocotenent Titus Frențiu. Sunt din Transilvania, de lângă Turda, majestate. Ai venit voluntar la noi? Da, majestate. Am fugit din armata austro-ungară încă din septembrie anul trecut. Văd că te simți destul de bine. Unde ai fost rănit? I-am pierdut ambele picioare. Majestate, o avem aici pe Cătălina Toderoiu. Cătălina Toderoiu, sigur că o cunosc. Trebuie neapărat să o văd. Vă rog, majestate. Oh, eu.
Sublocotenent Cătălina Todoroiu, regimentul 4359 Lupeni, născută în Gorj, satul Căieni. Am 23 de ani. Ce tânără ești! Am auzit de tine și de faptele tale de arme. Sunt fericită să te cunosc. Am înțeles că te-ai vindecat și curând vei pleca de aici. Am să te rog să vii să mă cauți. Voi găsi un loc potrivit pentru tine. Mare cinste pentru mine, majestate, dar locul meu este pe front, lângă camarazii mei. Nu ți-e teamă de moarte? M-am obișnuit, Maria ta. La ea, o femeie trăind între soldați, în tranșee, pe front, chiar și aici, în spital, mi-o imaginam cu totul altfel. E o fată fină, aproape plăpântă, chiar instruită. Dumnezeu să o aibă în pază. Eu cred că nu-i normală. Sau poate că tocmai ea este. Dormit un pic. Cât tare m-a durut piciorul. Am avut un vis. Ce vis? Se făcea că eram într-o câmpie. Am văzut o mireasă, albă, frumoasă. O fi rău. E bine. Înseamnă că te faci bine. Am adus ceva de mâncare și o cană cu vin. Dacă doriți țigări, vă dau de la mine. Mulțumesc, nu mi-ai foame, le poți lua. Dau un pahar de vin, parcă aș bea. Ești... Sergent Dumitru Ailenei, domnule locotenent colonel. Ești fratele lui Ionel. Ordonanța colonelului Sturza. Da, domnule locotenent colonel. Era fratele nostru. Dumneata m-ai trădat. Vreau să spun, m-ai denunțat. De ce? Paharul dumneavoastră, domnule ofițer. De ce? Nu e ceea ce credeți. Am fost chemați toți frații să facem parte din plutonul de execuție și pentru că am refuzat, am fost pus să vă servim și să vă păzim. Eu execut ordinul. De-aia sunt aici. Dar eu n-am vrut. Crezi că sunt vinovat de moartea fratelui vostru? Eu nu v-am întrebat nimic, domnule. Dumneavoastră, când vreți să faceți lucruri mari, niciodată nu ne întrebați pe noi, țăranii. În pădure, când v-ați întâlnit cu domnul colonel Sturza, mi-ați dat un sac cu manifeste. Credeați că nu știu carte. Ne credeți prea proști, domnilor ofițeri. Dar acum nimic nu se mai poate schimba. Ionel e mort. Dumneavoastră poate scăpați. Dacă aveți nevoie de ceva, bateți în ușă.
aprilie 1917, regele Ferdinand a promis solemn înfăptuirea reformei agrare. Acest lucru, ca și armamentul modern sosit din Occident, împreună cu o misiune militară franceză condusă de generalul Henri Berthelot, aveau să hotărască conducerea armatei la pornirea unei ofensive pe frontul Moldovei. În Rusia, țarismul este înlocuit cu o luptă pentru putere între forțele de stânga conduse de Kerensky, Plehanov și Lenin, împotriva unei burghezii reformatoare. Pe front, trupele rusești intră în dezordine și părăsesc linia de luptă, descoperind flancurile armatei române. Bătăliile de la Mărăști și Mărășești coincid cu marea ofensivă anglo-franceză din Flandra. Pentru poporul român erau momente decisive. Ne trebuia o victorie cu orice chip, iar pentru aceasta armata era pregătită de orice sacrificiu. Am auzit că vor conservatorii să te aleagă președinte de partid și să formați o nouă opoziție. Zvonuri și intrigi. Sunt soldat și atâta tot. Majestatea voastră e înconjurată de oameni care nu mă agrează. Unii dintre ei chiar mă urăsc. Te referi la generalul Brezan și la maiorul Antonescu? Lista ar putea continua. Cu domnul Bretian, prințul Știrbei, generalul Berthelot și încă foarte mulți alții. Cunosc totuși pe unii care țin la dumneata, generale. Soția mea, Regina Maria, este una dintre aceste persoane. Chiar și domnul Brătianu, aș putea spune. De fapt, voiam să știu părerea dumitale în legătură cu condamnarea locotenentului colonel Crăinician. Am primit un raport în care faci contestație la decizia tribunalului de condamnare la 15 ani temniță grea. Majestate, în aceeași situație, doi soldați au fost condamnați la moarte. Cum aș apărea eu în fața trupei dacă aș accepta o altă sentință pentru un ofițer superior? Soldații au fost executați? Unul da, celălalt a murit între timp. În cazul în care nu se va aplica aceeași pedeapsă. Majestate, îmi voi da demisia. Domnule general, dumneata ești comandantul lui direct. Deci dumneata hotărăști. Încearcă totuși să afli ce știe Crăinicianu. Într-adevăr, te știu de când erai mic. Tatăl tău mi-e prieten. Iar Brezan, șeful statului major general, e fratele mamei tale. Ce doriți de la mine, domnule general? Mi-aduc aminte de un anumit text de-al tău. S-a închis cu orice preț gura și inima armatei. Armata judecă, suferă, se revoltă, devine o turmă de oameni nemulțumiți, mâhniți, incapabili de victorie. Și ai mai spus că ministerul de război este afiliat politicianismului, iar ministrul său este prizonierul oamenilor politici. Unde vrei să ajungeți, domnule general? Eu cred că ceea ce ați făcut voi e începutul unui complot. Vreți să recunosc că sunt un trădător de neam? Din tot ceea ce v-ați reamintit din ce am scris, ați omis să vorbiți despre idealul național, de prăpastia adâncă dintre clasa conducătoare și clasele conduse și de faptul că depinde numai de conștiința noastră ca această prăpastie să poată fi umplută. Că adevăratele virtuți ale omului sunt dragostea și iubirea. Chiar vreți să știți dacă nu fac parte dintr-un complot? Deși propunerea pe care ți-o fac îmi este contra cœur, spune-mi cine este la baza acestei acțiuni. Poate găsim o soluție. Regele vrea să știe cine sunt dușmanii. De data aceasta v-ați greșit omul, domnule general. Domnule general, vă rog să transmiteți unchiului meu, generalul Brezan, să nu uite că am doi copii. Am să-i spun. Anul 1917 va fi decisiv în înfrângerea puterilor centrale.
Ofensiva noastră va începe cu un atac al armatei a doua române, condusă de generalul Averescu, situată în regiunea Vrancea și are ca obiectiv împingerea inamicului până în Valea Putnei, în timp ce în dreapta sa, armata noua rusă fixează frontul. Armata întâia română, condusă de generalul Cristescu, va da lovitura principală pe Siret la Fundenă Moloasa și va înainta spre Râmnicu Sărat, în timp ce armata a patra și a șasea rusă vor acoperi manevrele armatei întâia române. Ofensiva va avea rolul de a-i forța pe germani să-și păstreze efectivele lor pe frontul românesc și de a permite în Franța și în Italia o ofensivă generală. Sunt întrebări? Majestate, s-a vorbit de fixarea frontului și nimicirea inamicului. Dar forțele inamice ne sunt inferioare și nu există posibilitatea preluării inițiativei. Deci frontul e fixat. În 1916 nemții ne-au bătut. Au cucerit capitala, dar nu au reușit să ne distrugă. Credeți dumneavoastră că putem noi să-i nimicim pe germani? Eu cred că este cel mai bun plan. Am ales zona cea mai slab întărită a dușmanului pentru atacul principal. Spargerea frontului în câmpie duce la operațiuni manevrate, domnule general. Ar fi o greșeală enormă să ne credem superiori germanilor în manevre. Atunci, după dumneavoastră, care ar trebui să fie direcția atacului? Inamicul are două fronturi. Unul de la Oituz în Bucovina, al doilea de la Oituz până la Dunăre. Eu propun ca atacul principal să fie dat pe direcția conjuncțiunii celor două fronturi. Dumneata propui ca atacul principal să fie dat de armata a doua de sub comanda dumitare. Domnul general Prezan propune un atac simulat pe aripa dreaptă la Mărești și un atac principal pe centru la armata întâia generalului Cristescu. Amândouă aceste planuri trădează dorința dumneavoastră de luptă. Deci, aprobăm planul făcut de Marele Stat Major. Divizia 7 și a 12 vor trece la armata întâi. Doriți mai spuneți ceva? Majestate, sunt soldat. Voi executa ordinul și să le dea Dumnezeu noroc. Dar mă tem de o înfrângere dureroasă pe frontul armatei întâia. Pe frontul meu sunt sigur că vom avea o victorie. Acest ins știe tot. Vede fără să vadă cu ochii, aude fără să audă cu urechile. Știe tot fără să gândească. E un orgolios, dar un bun soldat. Nu-l cunoașteți. Nici nu doresc, majestate. Sunt locotenent colonel Traian Ionescu. Patria îți va fi recunoscătoare. Sergent Dumitru Ailene, regimentul 32 infanterie. Tu ești acela care a redemascat pe locotenent colonel Crăinicianu? Felicitări. Majestate, cu respect vă rog. Am pierdut un frate, dar am rămas alți 5 frați aici pe front. Și precum fiii Vrâncioaiei pe vremea lui Ștefan cel Mare, am venit cu toții la luptă pentru țară și rege. Vă rugăm să ordonați să fim cu toții în aceeași unitate militară. Vă rog frumos, eu sunt cel mai mare și trebuie să le port de grijă. 6 frați și toți pe front? Da. 2 cei mai tineri sunt voluntari. Cel care a căzut era ordonanța prințului Sturza, atunci cu fuga. S-a lămurit cine l-a ucis? A fost ucis cu cartușe de fabricație românească, majestate. Să facă toți parte din plutonul sergentului Dumitru Ailenei. Sublocotenent Costa Constantin, majestate. Curaj. Soldat doamna Victor, majestate. Țara îți mulțumește. Maior Constantin Gheorghe, majestate. Sublocotenent Cătălina Toderoiu, majestate. Cum te simți? Te știam în spital. Mă simt bine, majestate. Poți să fac ceva pentru dumneata? Doresc să revin în linia întâi, la plutonul meu, majestate. Vă mulțumesc pentru bravura
și pentru sacrificiul vostru făcut până acum. Și pun nădejde în vitejia voastră viitoare, prin care vom elibera țara de dușmani. Vă făgăduiesc că pământul pentru care luptați va fi al vostru pentru vecie. Ura! 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 Spune, domnule Brătianu, ce părere ai de moralul armatei? Excelent, majestate. Excelent. Ați văzut, domnule general, ce ușor poate fi mulțumită mulțimea? Nu păreți prea fericit. Trăim, domnule Goga, într-o lume fără onoare și fără limite morale. Cum aș putea fi fericit? Poate dumneavoastră, oamenii politici, s-o duceți altfel. Vorbiți de clasa noastră politică. Ei bine, ea confirmă că am ajuns o țară plină de secături. O țară minoră, căzută rușinos la examenul de capacitate în fața Europei. Aici ne-au adus politicienii ordinari, hoții, improvizați astăzi moraliști, miniștri ce s-au vândut o viață întreagă. Parlamentari contrabandiști. Nu ne prăbușim, domnule general, nici de numărul dușmanilor, nici de armamentul lor. Boala o avem în suflet. Există o epidemie înfricoșătoare de meningită morală, iar țara trebuia să ajungă aici, târâtă pe marginea prăpastiei, de unii conducători care sunt hoți la drumul mare. Sunteți prea aspru. Noi vom încerca să salvăm ceea ce se mai poate, chiar cu prețul sângelui. Cum? Ca la Turtucaia, Câineni sau Flămânda? Deci dumneavoastră îmi reproșați șarja de la Flămânda. Nu credeți că după atâta fugă și înfrângere trebuia cineva să mai ordone și un atac? Dacă aș fi învins, aveam numai elogi. Acum mă puneți mereu la zid. Un zid simbolic, domnule general. Zid moral. Un zid al conștiinței. Vă asigur însă că nu voi înceta să cred că ne putem opune oricărui inamic. Și mai bine pierim în atac decât fugind de dușman. Asta e credința mea. Războiul nu e o loterie, generale. Nu întotdeauna, domnule. Ai aflat ceva? Despre ce, majestate? De complot. Crenicianu, Sturza. Deocamdată n-am scos nimic de ele. Contez pe dumneata. E foarte important pentru mine să știu cine mă trădează. Pentru onor înainte prezentat... Ura! 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 Dreapta noastră. Armata noua rusă începe ofensiva odată cu noi. Domnilor ofițeri, ne măsurăm în condiții aproape egale cu cei mai buni soldați din lume. Am o fermă încredere în trupele noastre pe frontul armatei mele. Sunt convins că ofensiva noastră va însemna pentru soldatul român un titlu de glorie, dar pentru țară de mândrie. Pregătirea de artilerie a început astăzi la ora 8. Iar asaltul va fi mâine, 11 iulie, în zori, la ora 4. De data asta vom învinge. Foc! Artilerie și-au învățat să o și folosească. Vorba maiorului ălea. Nebun. Artileria cucerește, infanteria ocupă. Nu credeam că vom mai trăi infernul de atunci. Fiți atenți, au lungit tirul. Deci trimit patrule sau atacă.
ordin că te întrec flotul armatei a doua. În dimineața asta, la ora 4, confirm asaltul general. Sunt întrebări? Nu, săpriți. Mulțumesc. Am să încerc și eu să dorm vreo două ore. Domnule general, sub locotenente Caterina Tudorului. Ce pot face pentru dumneata, Duduie? Ce-i? Ce s-a întâmplat? Domnule general, lupte 6 luni pe front. Am fost rănită de 2 ori. Și dumneavoastră îmi spuneți, Duduie? Ai dreptate. Iartă-mă. Probabil că-s obosit. Te ascult, sublocotenent. Nu am primit încă numirea la regimentul meu, domnule general. Azi faci numirea, e clar? Am înțeles. La dans. Începe să se lumineze de ziua. Da, Dumitre, de când a venit și noi pe front, tot te vedem cu sacul ăsta. Îl porți peste tot cu foarte mare grijă. Nu ne spui și nouă ce ai, ne? La începutul războiului eram în Transilvania. Când într-un sat începe să ne politească cu obuze din toate părțile. Ofițerul ne ordonă împrăștirea și, nu știu cum, am ajuns să mă adăpostesc într-o biserică. Plouă cu obuze ce sfârtecau totul. Când ridic ochii deasupra mea, o icoană a Domnului Iisus Hristos, care parcă îmi spunea să fug de acolo. Ies și fug într-un șanț de drum. Ei bine, un obuz a căzut taman peste biserică. După prăpăd, m-am întors printre ruine și am găsit o bucată din icoană, pe care de atunci o port cu mine. Aufstehen! 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 Thank you.
Veniți pe comandant! Domnule colonel? Ce este? România atacă. Maiorul Kleist vrea să vorbească cu dumneavoastră. Schmidt. Domnule colonel, atac violent. Calm, Herr Kleist, calm. Întreg sectorul e atacat. Suntem în inferioritate numerică. Ce ori este? E trecut de 4:30. Am luat notă. Ordună foc de mortiere asupra pozițiilor românești. Am înțeles. Iartă-mă că nu te-am putut primi până acum, dar... Da, știu. Înțeleg. Dar spune și tu la cine să merg. Atunci când Nicolae Filipescu îndeamnă la răzvrătire armata împotriva puterii politice sau generalul Iliescu împreună cu Brătianu bagă mii de soldați desculți și desarmați sub focul mitralierelor germane și nimeni nu spune nimic. În schimb, generalul Prezan, ca să nu pară slab în fața lui Averescu, își lasă nepotul să fie executat. Speranțele nu sunt pierdute. Dar eu nu pot să fac nimic. Știi, relația mea cu Averescu e foarte încordată. El mă contestă. Iar regele și mai ales regina se simt lezați. Ei cred într-un complot în care Sturza și Grigore ar fi niște unelte. Un complot, Dumnezeule. Un complot împotriva actualei monarhii. Așa că lucrurile sunt complicate. Mă depășesc. Te rog să mă crezi. Fiul meu într-un complot împotriva regelui. E o nebunie să creadă cineva așa ceva. În Iași am auzit vorbe că Sturza ar fi acționat din ordinul lui Ferdinand, care în realitate ar dori împăcarea cu germanii. Iar Grigore, singurul care știe adevărul, trebuie să se ducă cu el în mormânt. Doamne ferește, să nu mai spui asta. Atunci de ce l-a decorat? Înainte de fugă, de ce i-a dat o divizie sub comandă atunci când Averescu l-a acuzat de fugă în fața inamicului? Cred că singura șansă ar fi să vorbești cu regina. E singura care poate schimba situația. Domnule general, suntem gata. Draga mea, scuză-mă. Datoria. Rămânem în legătură oricum. Și vă ce ți-am spus. Ai venit la timp. Nu pot face nimic. De altfel lucrurile mă depășesc. E o cursă pe care nu tinde Averescu. A fost amicul nepotul dumneavoastră, dar nu putem face nimic. Unii îl consideră pe el și pe Sturza, ceea ce sunt în Rusia Lenin și Trotsky. Lăsați pe rege să decidă. Asta am să-și fac. Ah!
Atât mi-a fost. Să mor tu, Doamne! Dă-ne moarte vitejească! Taci-mă din gură! Un glonte în floarea din chipiu! În lupte mă izbească! Schilod un trup înfășurat în pânza tricoloră! Mi-l plâng trâmbițașii mei! Nu mamă, nu suroră! Da, rodule! Cu coif, cu arme împodobit! Coif, cu arme împodobit în mire ales de moarte, nu ciocli pe grumazul lor soldații să mă poarte. Taci-mă că ne aude. Cine? Moartea-mă. Moartea. Retragerea! Vârnistul, retragerea! Retragerea, gordii! Retragerea, băieți! Întregul front merge bine. Doar la cota 711 stăm pe loc. Transmiteți. Toate informațiile vin direct la mine. Raportăm generalului. Și dacă mai îndrăznește cineva să dea un ordin de retragere, ajunge direct la curtea marțială. Ce-i, ma? Aveți o scrisoare de la soția colonelului Crenceanu. Permiteți. Am primit un telefon de la majestatea sa, Regina Maria, să vă dăm această scrisoare urgent. Voi sunteți nebuni? De asta mi-arde mie acum. Vreau vești de la Mărăști. A fost cucerit satul Mărăști și mai multe cote prevăzute în planul de atac. La noapte, în anumite locuri, și mâine dimineață, pe tot frontul, se rea atacul. Armata întâia și domnul general Bertul aici de față cere prelungirea bombardamentului și amânarea ofensivei cu 24 de ore pe direcția Lămoloasa. Am încredere în părerea domnului general Bertlo și a domnului general Cristescu. Un atac bine pregătit scutește efortul și reduce pierderile. Dă-i telegramă lui Averescu, dar fii atent că e sensibil. Scrie către armata a doua, general Averescu. Ordin. Opriți ofensiva. Atât. Atât? Păi domnul general spunea că... Păiane, cu Averescu trebuie să fii laconic, altfel îți faci de lucru. Domnule general, ofensiva armatei întâi a fost amânată cu 48 de ore. Marele stat major ne cere să amânăm atacul. Mă învață ăștia pe mine ce trebuie să fac. Maiorul ăsta nu-și mai vede lungul nasului. Transmiteți. Să bată artileria toată noaptea la cota 711. În zori atacul. Domnilor, ați picat de demnitatea germană. Mi-ați făcut de rușine regimentul. Este ora 22:10. La 2:50 veți ataca inamicul. Nu accept retragerea. Ăsta a nebunit. Foc de artilerie până la 2:30. Apoi îi lăsăm să doarmă în liniște. Și urmează asaltul. Voi fi în fruntea voastră. Numai oamenii care nu se tem de moarte pot făuri minuni ca zeii. Executarea. Pentru el jocul cu moartea e o delectare. Vezi este treaba, îi vorbește de moartea altora. Thank you.
Nasoilor, degeaba fugiți de moarte, băi. Aici, pe front, moartea e în fiecare din noi. Ascultați ce vă spune Franț, că altfel nu scăpați, sigur. Băieți, am căcat. Nu, comandant, e nebun. Nebun, vă spun, numai bun delegat. N-aveți experiență, Harlonet. Noi am întâlnit ăștia o grămadă în Franța. Ce? Unul ca Maior Kleist? Mă îndoiesc. E o caricatură cu acțiuni de monstru. E un criminal. Maior Kleist, a spus? Da. Îl cunoașteți? Ăsta e nou comandant al regimentului? Da, vă mai întreb o dată. Îl cunoașteți? E unul slab cu monoclu la ochiul stâng? Exact. Șaise. Ăsta e o bestie, Harlonet. Pe Franț l-a dat pe mâna curții marțiale pentru că a dat apă la prizonieri. Va trebui să ne ținem departe de el, prietene. Nu cred că veți reuși. La noapte, ora 2:50, atacă asupra linilor românești. El va fi cu noi. Iuse-mă, Dumitiva. Vino cu-a. Iar ți-ai adus potaia? Da. De când l-am găsit într-un tranșeu german, tu mă mai despadi. E bun la ceva? Dacă ești bun? Ah. Când simte nemții, se bucură și mă trage de haine. Păi ce îmi trebuie ceva mai mult, nu? Da. Cum îl cheamă? Eu l-am botezat Puță. Frumos nume. Bă, puțulică, bă. Uite, auzi? Au tăcut și tunurile. Roagă-te la Dumnezeu să fie bine. Dar când te rogi de Dumnezeu să fie rău? Niciodată. Ba da. Când zici să dea Dumnezeu să fie rău? Nu știu. Când îți cumperi un câine, mă, nu zici să dea Dumnezeu să fie rău? Mă, tu ai fost cioban, mă. Păi de unde știi? Aufstehen! 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 Voi de acolo. Sub ofițeri. Să trăiți, domnule Maior Kleist. V-am spus că lumea e mică și s-ar putea să ne mai întâlnim. Dumneavoastră aveți motive de bucurie? Eu n-am niciun motiv. Tot limba scuțită ai rămas. Peste 20 de minute vom porni atacul. Și vei fi în fața mea la 20 de metri. Tu și oamenii tăi. Ai înțeles? Am înțeles, domnule Maior. Vei ataca de 3 ori succesiv și vei fi în fața plutonului tău, clar? De ce râs, subofițer? Mă gândeam ce mutru o să faceți dacă o să cad la primul atac.